Dragi prieteni, în acest început de an, Reflect Media este peste tot și astăzi, în 15 ianuarie, am venit într-o comună dragă nouă, comuna Chețani, județul Mureș, unde îl avem ca interlocutor pe primarul acestei comune, domnul Emil Florin Mocan. La mulți ani, domnule primar, și bine v-am găsit! La mulți ani și bine v-am revăzut, revenit la noi în comună. Cu mare drag vă așteptăm întotdeauna. Și cu mare drag venim și noi. Anul 2018 a fost unul al marilor investiții începute în comuna Chețani. Mă refer la cele 19 străzi care, a căror asfaltare a debutat anul trecut. Mă refer la înființarea rețelei de apă din satul Grindeni și la capela mortoară din același sat. Dintre aceste trei investiții începute anul trecut, care credeți că se vor finaliza în acest an? Eu am speranța și sper ca împreună cu echipa mea de la primărie aceste trei obiective mari de investiții să se finalizeze în acest an. Chiar într-un termen destul de scurt. În sensul că înființarea sistemului de apă în Grinden, noi, ca și primărie, ne-am propus ca de Paști, adică la sfârșitul lunii aprilie, oamenii să aibă apă. Wow! Iar capela, la fel. Să fie terminată până la Paști. Drumurile, probabil, necesită un termen mai lung, dar noi am dat un termen cel târziu, în luna septembrie, să fie terminate, să fie finalizată investiția cu șanță, podeță, în așa fel ca să poată fi predată. Am înțeles. Referitor la capela din Grindeni, din câte știu, capelele din Hădăreni și Chețani sunt capele interconfesionale, adică deservesc toate confesiunile. La fel va fi și la Grindeni? Sigur că da. La Grindeni avem trei confesiuni religioase, greco-catolici, ortodoxi și reformați, dar s-a ajuns la un consens și capela va deservi toate cele trei comunități religioase. Odată ce veți finaliza investiția de la înființare a rețelei de apă potabilă la Grindeni, aceasta va fi predată către Aqua Serv-Invest Mureș sau veți gestiona dumneavoastră regie proprie? După cum știți, noi avem sistem de apă în comuna Chețani, da. În satul Chețani și Hădăreni și odată cu încheierea investiției în Grindeni, închidem, cum se zice, cercul, da. Și avem apă în toate cele trei sate. Noi nu intenționăm să predăm apa la Aqua Serv sau Aqua Invest, deoarece suntem pe drumul înființării unui serviciu care să gospodărească apa potabilă și canalizarea, care va urma să pună în funcțiune. Avem hotărâre de Consiliu Local aprobată de înființarea acestui serviciu. Suntem pe drum, urmează să primim cod fiscal și să, în final, să gestionăm noi atât canalizarea cât și apa. Pentru că este în folosul cetățeanului. Ce alte investiții plănuiți să demarați la Chețani în anul 2019? În anul 2019 noi avem un plan, cum se zice, de bătaie, dar din zvonuri și din unele surse, se pare că sursele de finanțare vor fi destul de limitate. Noi, totuși, avem planul B, cum se zice, încercăm să obținem un credit dacă nu obținem finanțare. A rămas un proiect de-al meu, de suflet, care încă nu s-a ajuns la finanțare, și anume terminarea școlii din Chețani. Până la sfârșitul lunii ianuarie anul acesta, sperăm să primim o veste bună de la Ministerul Dezvoltării. Dacă nu,
Noi suntem cu actele pregătite pentru a contracta un credit și a termina această investiție care s-a început în 2007, care nu mai poate să rămână așa. Noi am făcut o expertiză să vedem dacă se poate continua lucrările și, din fericire, se pot continua. Atunci vrem să o finalizăm. De asemenea, ca și investiție majoră, noi facem parte din Trungal. Da. Grup de acțiune locală, Poarta Puternilor. Da. Am început, am demarat, suntem pe ultima 100 de metri, cum se zice, să facem documentația. Ni se atribuie în jur de 45.000 de euro și cu ăștia vrem să facem un parc de joacă și agrement în satul Grindel. Okay. Am identificat terenul, este proprietatea primăriei. Sper ca și acesta să-l finalizăm anul acesta. De asemenea, ne-am propus, având în vedere că avem în fiecare comună echipă de fotbal, și în Hădăren și Chețan s-au făcut vestiare cu dotare pentru liga respectivă foarte bună, în sensul că cu apă, grup social, căldură, urmează și la Grindel să facem, să achiziționăm practic niște vestiare noi pentru echipa din Grindel. De asemenea, avem un proiect, reabilitarea dispensarului uman. Okay. Reabilitarea dispensarului uman în sensul că să reabilităm clădirea, să dotăm cu centrală și încercăm să dotăm și cu niște aparatură medicală. Acest proiect vrem să-l depunem și la AFIR. Nu știu ce șanse avem, dacă nu din surse proprii. Spuneți de dotarea cu aparatură medicală a dispensarului. La ce vă gândiți? La ce aparate vă gândiți? Păi, nu știu dacă știți, în momentul de față, în afară de un stetoscop, nu prea are nimic la... Știu. Aparatură care necesită, nu așa, investiții mari. Să deci un aparat de KG? O să ne spună doamna doctor ce are nevoie. Am înțeles. La capitolul investiții, noi avem începută, de fapt, numai n-a demarat efectiv, datorită timpului, centrul medical de la Hădăren. Da. Care investiția, noi am pus la dispoziție terenul, iar Compania Națională de Investiții face toată investiția. Da. S-a dat ordinul de începere a lucrărilor. Firma câștigătoare este din București, se pare, pentru că Compania Națională de Investiții a făcut toate demersurile, licitații, proiectări și așa mai departe. S-a dat un ordin de începere a lucrărilor în 7 decembrie și tot în 7 decembrie s-a asistat, bineînțeles, pentru timp nefavorabil. Normal. Sper că acum, în martie, să dea drumul și ca și această investiție să fie finalizată până toamnă. Ok. Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, situația infracționalității minore aici în comună? Știam că în anii trecuți, în mandatul precedent, au existat o serie de manifestări antisociale ale unor cetățeni, în special pe raza satului Hădăren, dacă nu mă înșel. Acum, cum evoluează lucrurile? Eu zic că lucrurile în acest sens sau domeniu au evoluat destul de binișor. În sensul că, într-adevăr, în comuna Hădăren, fiind mai mulți romi, au fost mici furturi, infracțiuni pe furturi agricole, dar încet, încet, datorită și faptului că în zonă s-au găsit locuri de muncă, au început să se angajeze oamenii, deci au scăzut. Și datorită poliției, care este mai mult între ei, și datorită, noi avem toată comuna plasată 16
camere de luat, adică... Da, camere de supraveghere. Da. Care se pare că așa încetuț, încetuț își fac datoria, în sensul că am prins 2-3 datorită acestor camere. Și nu le-au venit să creadă până ce le-am arătat pozele. Având în vedere contextul actual, se impune înființarea unei structuri de poliție locală la nivelul comunei Chețani? Gândind din punct de vedere financiar, nu s-ar impune. Pentru că, dacă, după cum bine știți, necesită niște cheltuieli destul de mari. Da. Conform normativelor, pot să creez la 1000 de locuitori un post. Deci noi, cum avem 2600, am putea crea în jur de 3 posturi. 3 posturi, da. De poliție locală, dar costurile zic că sunt destul de mari. Destul de mari. Ar fi necesar, pentru că poliția locală poate să mai faci mai multe controle pe raza comunei, dar strict din punct de vedere de financiar, nu se, cred că multe comune nu fac. Nu-și permit, practic. Nu-și permit, practic, să... Ok. În jurul comunei dumneavoastră este un adevărat șantier și ne referim la marele tronson de autostradă între Câmpia Turzii și Târgu Mureș, care aici, lângă Chețani, sunt practic două tronsoane ale acelui mega tronson. Ne referim la Câmpia Turzii Chețani și Chețani Iernut. Din perspectiva dumneavoastră, finalizarea acestor două bucăți de autostradă, ce beneficii ar aduce comunei? Sigur că noi ne-am bucurat foarte mult, mai ales când am constatat că punctul de lucru, organizarea de șantier, s-a făcut chiar între satele Chețan și Hădălen. De vor ocupa niște teren, au adus niște beneficii locuitorilor, ne-am bucurat foarte mult. Dar văzând de circa 2 ani de zile cum decur lucrurile, se pare că merg destul de încet. Deși, din punctul nostru de vedere strict al primăriei, noi am sprijinit foarte mult. În sensul că orice aprobare, orice au avut nevoie, noi nu am tărăgănat, am dat chiar o prioritate pentru angajații primăriei. Sigur că ar aduce beneficii. Noi deja ne-am și gândit. Avem în perspectiva că se va termina acest tronson de autostradă și mai ales că exact între la ieșirea din comuna Chețan spre Luduș va fi un nod de intrare și ieșire pe autostradă, ceea da. Ce este un avantaj foarte mare. Noi deja ne pregătim pentru aceasta în sensul că am identificat un teren de 11 hectare care suntem în demersuri, în sensul că să obținem un certificat de urbanism și vrem să facem, avem în proiect un mini parc industrial. În prima fază am vrut să ne asociem cu primăria Luduș, ei să vină cu investiția noi cu terenul, ne-am răzgândit și am zis că probabil să obținem fonduri europene. Suntem în faza în care noi, chiar anul acesta, o să alocăm niște bani ca să facem puzul. Ok. Având puzul, deja, nu pot să spun, dar avem firme care s-au interesat de să vină aici, să facă investiții sau chiar să vindem acel teren. Deci, terminarea acestui tronson de autostradă va fi foarte benefică pentru comuna Chețani. Având în vedere că viitorul parc, mini parc industrial, este amplasat exact lângă calea ferată. Vă dați seama ce avantaj ar avea pentru firmele, pot să vină cu marfă sau cu ce vor să facă pe calea ferată, pe autostradă. Deci noi sperăm să se termine cât mai repede. Din păcate, modul cum sau cum se lucrează, nu știu dacă se va finaliza în 2020. Vă referiți la ambele substructurile autostrăzii, și către Iernut și către Câmpia Turzii sau? Eu mă refer la cel care în zona noastră, în sensul de la Câmpia Turzii până la Luduș. Am înțeles. Deci, după părerea mea,
dacă ați fost, s-au deschis extraordinar de multe puncte de lucru. Este să lucrează, de adevăr, pe tronsoane mici. Tronsoane mici, dar nu știu, nu știu care e cauza, deși timp a fost frumos, s-a putut lucra. Când se lucrează oameni puțin, mă rog, nu știu care e cauza. Poate va ști cine e Ire și da. Nu ne spune și nouă. Nu o să ne spune. Știm, toată lumea știe și vine și mă întreabă pe mine. Domnule, firma cea care e aici, voi în insolvență. Păi, am înțeles că așa au câștigat în insolvență. Mă rog, nu-i treaba noastră, vorba. Aveți dreptate. Ați început să lucrați la bugetul pentru 2019? Am început să facem niște consultări. Chiar în data de 17 avem primele consultări cu oamenii de afaceri, cu întreprinzătorii, să le cerem păreri, să le cerem opinii, să vină cu... După cum știți, bugetul nu e aprobat la nivel național. Exact. Noi încercăm să, pe baza bugetelor de anii trecuți, ne schițăm așa un buget și ne consultăm, ca de obicei, cu toată lumea. Am înțeles. Din câte știți dumneavoastră sau din câte îmi spuneți la începutul interviului că previziunile privind alocările bugetare de la guvern către teritoriu ar fi oarecum sumbre. Dar trebuie ca la început de fiecare buget, la început de fiecare an bugetar să se aloce niște cote defalcate din impozitul pe venit. Având în vedere experiențele trecute din 2016, 2017, 2018. Care credeți că va fi valoarea alocărilor de la acest început de an comparativ cu cele de anul trecut? Eu cred că valoarea nu va scădea. Datorită faptului că noi pe raza comune, cel puțin de când sunt primar, am încercat să aducem câteva firme care de fapt își desfășurau activitatea aici, dar nu figurau. Okay. Figurau în altă locație. Noi am încercat și am reușit o parte să le aducem și atunci se calculează venitul având salariați, având profit. Noi sperăm să nu fie mai mică valoarea decât anul trecut. Eu sper să fie mai mare. Înțeles. Eu mă referam că nu o să fie alocări bugetare la nivel de investiții. Strict pe investiții, strict da. Pe investiții, deoarece pe cum știți, este programul PNDL-2 care trebuie finalizat. Rău, sperăm prin apariția ordonanței 114 din decembrie 2018 crearea acelui fond de investiții. Chiar am studiat, se pare că acest fond de investiții va înlocui PNDL-ul, se zice, pentru că acolo și acolo se specifică la ce poți accesa fonduri pentru ce investiții, gen canalizare, înființare de sisteme de apă, școli. Urmează să apară normele de aplicare. Noi suntem pregătiți și pentru acel fond de investiții cu un proiect mare, în sensul că canalizare în Grindean și în Hădăren. Este o investiție mare. Noi avem studiul de fezabilitate făcut deja, deci abia așteptăm să-l depunem și acolo. Care este optica dumneavoastră sau opinia dumneavoastră vis-a-vis de colaborarea cu Consiliul Județean? În special, vreau să vă întreb, sunteți mulțumit de alocările bugetare de la Consiliul Județean din 2018 către Chețani? Și un alt punct de vedere, dacă sunteți mulțumit de operatorul de salubritate, de consolidarea aceasta regională pe partea de salubritate. Colaborarea strica și primărie între noi și Consiliul Județean pot să zic că este bună. În privința alocării, ce am constatat eu de 2 ani jumate, nu știu dacă există un criteriu de alocare a banilor. Efectiv, se împart banii pe orașe și comune. Indiferent că comuna are în decurs, de exemplu,
3, 4, 5 proiecte, primești de la Consiliul Județean aceeași sumă cu una care nu are niciun proiect, probabil. Din punctul de repartizare, eu nu sunt mulțumit de colaborarea Consiliului Județean. Chiar am solicitat anul trecut o finanțare, cofinanțare, practic, pentru, după cum știți, pentru biserica din Lemn, care este monument istoric. Monument istoric. Și, după cum știți, ne-a dat niște răspunsuri așa emoțive și ăsta. Totuși e un monument istoric. Noi am alocat din sărăcia care o avem 23.000 de lei, am făcut un proiect. Ei nu mi-a dat absolut nimic. Dar nu, în sfârșit. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu nu sunt mulțumit de colaborarea cu Consiliul Județean Mureș. Dar din perspectiva salubrității la nivel județean? La nivelul județului Mureș, chiar ieri am fost la o ședință cu asociația Adi Ecolet. Este asociația asta care va gestiona rampa de gunoi, rampa de gunoi de la Sânt Paul. Se mișcă foarte încet. Ok. Noi chiar am ridicat problema asta la ședință, având în vedere că Consiliul Județean ne trimite nouă hârtii, mă rog, numai nouă, la toate primăriile, că vom fi răspunzători, că până în anul 2020 România trebuie să selecteze 50% din gunoi, dar dânșii nu fac nimic. Eu, de exemplu, eu acum, primăria vreau să zic, noi selectăm gunoi, avem pubele pe sortimente, dar se duc în aceeași oală, cum se zice. A, deci dumneavoastră, practic, livrați deșeurile selectate, ei da. Le colectează simultan. Exact. Și, practic, atunci zădărnicesc tot efortul dumneavoastră. Urmează acum, deci noi avem un operator care ne strânge gunoiul, avem un contract pe un an de zile numai, e în derulare, într-adevăr, de către Adi Ecolet, licitația pentru cei care vor opera. Da. Problema cea mai mare va fi prețul. Ok. Acolo sunt, momentan noi avem, de exemplu, un preț de jur de 4 lei pe persoană pe lună. Ok. Din discuțiile avute, se pare că se va ridica cel puțin între 8 și 10 lei, ceea ce mi se pare foarte mult. Având în vedere nivelul de sărăcie la populația din comuna Chețani, numărul mare de familii de romi care beneficiază de servicii de ajutor social, aveți dreptate. Ați încercat să, nu știu, să discutați? Să... Eu chiar am ridicat problema asta la Consiliul Județean și în această taxă de salubrizare, într-adevăr, au început să ne explice că, practic, taxa de colectare a gunoiului este de 1,90 lei. Și restul ce? Restul este taxă de sortare, taxă de depozitare și așa mai departe, la depozitul ecologic. Așa prevede, sunt niște norme, într-adevăr. Principalii să înceapă, într-adevăr, să demareze operatorii respectivi și să vedem cum decurge lucrurile. Okay. La final de interviu, știu că ați postat pe rețelele de socializare și pe site-ul comunei un mesaj de început de an pentru cetățenii comunei dumneavoastră, însă vrem unul mai personalizat, așa, pentru Reflect Media. Ce mesaj transmiteți cetățenilor comunei dumneavoastră în 2019? Eu, în primul rând, le transmit multă sănătate și putere de muncă să aibă în anul 2019, să-și îndeplinească toate visele care și le-au propus să le urmeze, să aibă încredere în conducerea administrației locale, pentru că încercăm, poate că nu reușim întotdeauna, să facem ceea ce facem pentru ei. Pentru asta eu le mulțumesc că m-au sprijinit în anii ce au trecut. Sper să ne fie alături toți oamenii, dascălii, oamenii de afaceri. Sunt, vă spun foarte sincer, foarte mulțumit pentru colaborarea care există. Sper ca și de acum încolo să fie, pentru că totul este în beneficiul lor.
Eu le doresc un an nou și plin de bucurie și fericire. Și la fel și la Reflect Media să colaborăm cât mai bine și să arătăm oamenilor că totul se fac și lucruri bune în țara asta. Prea mult, zic eu, la televiziune se arată fapte. Da, se întâmplă și astea, sunt, dar totuși trebuie să arătăm și faptele bune, care tot de oamenii care trăiesc aici se fac. Se spune că perspectiva generează realitatea, dar și perspectiva asta este generată de ceva, și anume de interes. Ori la nivel național există interese mult prea mari și mult prea urâte ca să se prezinte perspectiva dintr-un anumit punct de vedere. Domnule primar, vă mulțumim tare mult pentru interviu și vă promitem că vom fi aproape în toți anii care vor urma de cum în acest an. Și noi vă mulțumim cu respect.